Zi. Nu, no, că suntem într-o stare... Zi. Doamne ferește! Auzi, eu am aflat așa, că dacă în perioada în care ești însărcinată... Eu cred că nu-i râde de proști pe cuvântul meu. Ca mamă? Ah, nu, tu ca da. Mamă. Da, da, da! Iese pe copil! Da, am auzit, am auzit. Da. Dar dacă, Doamne ferește, furi un obiect mai mare... Adică, uite, de exemplu, o... Nu, putea dacă ți-o dă, nu o mașină. Că... Iese mașina pe copil? Adică... Bă, nu, nu. Nu, dar iese ceva ce seamănă, adică undeva lângă gleznă apare... Și dacă fur, de exemplu, o vază? Îți iese vaza cu flori? Păi nu știu, bă, nu știu, bă. Am auzit aia cu cireașa. Că dacă vezi, Doamne, a picat o cireașă, că... Știți că nu-i râd. Eu mă caut de azi dimineață, n-am niciun semn. Stai un pic. Poți să-i puțin pe spate, că eu nu văd pe spate, da. M-am uitat. Și nu? L-am găsit tatuat pe Borcea. Nu mă mai provoca. Nu era pe spatele meu. Păi da, pardon, era pe spatele gării. Eu stimați telespectatori, există trupe unde dacă vin sculele înainte, bursucul se joacă la ele, la scule, și trupe la care nu. Nu se joacă bursucul, nu că nu vin sculele. Nu? Sculele vin, da. Bursucul, că am fost tentat să mă duc să... Și când am pus, ce faci, mă? Boule, mi-am zis eu mie și mamă, că nu te joci, că se supără... Cu sculele formației proconsul! Exact! Bine ați venit! Bine ați venit! Salut! Chiar nu ne-am văzut anul ăsta, băi! Da, la mulți ani! N-ai cum! La mulți ani, bine ați venit! Mamă, la mulți ani în martie! La mulți ani, bine ați venit! Am putut să ne... Ziua Revelionul, ziua femeii, toate lucrurile astea. Da! A fost ziua femeii. A fost, da. Păi da, a fost. Nu. Asta cuvântul de bază este a fost. Hai să zice. După aia a fost ziua mea. În 6 martie. Da, da, 6 martie. Da, da. A fost ziua lui, cadou. Adică tu trebuie nu, să... Și azi ziua fericirii. Și azi e ziua fericirii, zâmbetului. Nu știu da, frate. Deci m-ai mărit cu fericirea și cu zâmbetul. Te fericiți. Da. Nu, dar noi pentru că am venit la tine. Aia da. Aia da. Voi credeți în zilele astea internaționale ale cutare? Nu. Voi credeți în varice? Nu. Eu cred, dacă mai stăm atât de nu facem. Nu e bine cum e. Nu e, nu e. Nu poți să iau cu ceai. Ia cu ceai că-ți trece bursuc, ce treabă aveau varicele. Dă-i cu apă, că nu mă trebuie. Doamne ferește. Dă-i. Că dă-i cu ceai că-ți trece bursucul. În această zi fericită, noi avem o stare fericită, complet imbecilă, complet imbecilă. Așa ne-am întâlnit. Am râs toată ziua de oboseală, cred că, și vom continua să facem așa. Selfie. Vom continua să facem un selfie. N-am găsit altă rimă. Da. Formația Proconsul împlinește, în ciuda tuturor celor mai care nu-și imaginau asta, frumoasa vârstă de 20 de ani. Ce vârstă... bună a fost asta! Bună de tot, bine de tot! Bravo tău! Nu de alta, dar nici eu nu credeam, pentru că eu i-am văzut pentru prima oară cu o piesă inteligentă și zic, bă, ăștia inteligenții au viață scurtă, știi cum e. Saul Chelesc, uite, ca mine. Și Saul Chelesc. Și cele două nu se exclud. Așa e, da. Deci poți să și chelești, să și dispari în același timp. Au fost artiști care au încercat rețeta asta. Proconsul stă și stă bine, stă mai bine ca niciodată după 20 de ani în business. Da, mă, stă și ne uităm în spate și e tare, mișto, tare, tare de tot. Mi-aduc acum aminte, apropo de stins lumina, aprins lumina, când am apărut noi prima oară pe scenă la un concert mai mare, s-a stins lumina afară, pentru că a fost eclipsa de tot. Mă țin minte când a fost eclipsa totală. Dar cum să nu? Așa. Bă, a fost 11 august, ăla a fost 89. Da. 99. Atunci am apărut noi, da. Bravo. Da. Atunci am apărut noi. Eclipsa am prins-o. Da, da. Și s-a stins lumina afară și s-a aprins lumina pe scenă direct. Și am apărut noi. Mamă, ce frumusețe. Foarte tare a fost. Am intrat chiar exact în momentul culminant. Să fi fost de bun augur. Pentru noi, da. Ei bine, istoria a demonstrat că da. Cred că și pentru voi a fost. Da, eu la vremea aia mă îndrăgostisem foarte rău. De foarte. N-a fost.
Da, a fost. Bine a că fost, te-ai vindecat. A fost lung, dar n-a fost bine, știi ce zic? Adică de-aia țin minte exact 11 august, pentru că a trebuit să ne despărțim în ziua aia în care eu am suferit și am continuat mișcarea. Dar să revenim la arta formației Proconsul. Noi am început cu diferite și frumoase melodii. Da, de la Ruși a fost prima. Da, de la Ruși. Corect. Te rog frumos. Ah, gata. Așa nu ți-a luat salam. Vreau să-mi cauți telefonul de la mine aici. Ea acum își rememorează tinerețile. Nu, tinerețile, că ești foarte tânără. Nu, la 20 de ani n-ai cum să fii bătrân. Ba, ai cum? Nu, ai ba, le-am văzut bătrâne și la 16. Ah, ok, asta e altceva. Sunt stinse, boss. Te uiți la ele, la 16 ani, au un telefon în mână, au un chip chinuit, sunt câte, umblă în turme de 7-8 bucăți. Ia cu apă. Turme. Și la un moment dat una zice, hai să facem un Insta Story! Și în toate devin vesele toate, timp de 15 secunde. Ha! Și după aia gata. Și se stinge. Deci, eu sunt mai tânără decât una de 16, bă, abia m-am născut. Am impresia că e de suflet de frică. Da? E frică rău, de-aia umblă și în grup de... Frică de? Orice. E frică de, la, le e frică și de viață. Se duc la pipi, mă rog, când se duc la pare, tot câte două de mână se duc, nu știi că se duc cam în două. Ba da, am văzut. Știi de ce, că le e frică. Frumos și kinky ar fi să și intre în două, dar mă rog. Deci asta este o emisiune de după amiază, nu este o emisiune de după ora 12. Auzi, vezi tu pe noi ce emisiune avem? Nu, dar am vrut să fac, ți-a uitat. Avem 20 de ani de carieră, dar și noi avem 4 împreună. Da. Adică 5 aproape. Nu suntem atât de proști. Exact. Cum e ce ai eu, bursucule? Nu suntem atât de proști, exact. Adevărat, cum s-a spus aseară la concert. Da. La... mare concert, mare sală, mare... Știți faza? Suntem la Gopo? Da, mă. Frumusețe mare. Cea... bubuie... cea mai frumusețe mare. Bubuie tot acolo. Da. Să revenim însă, eu mai încerc. La cei 20, cele 20 de ani, dar cei 20 de ani de artă și precizie. Uite-mă, chiar de ce nu ne invitam pe noi la Gopo aseară? N-a fost invitat, vezi? Noi, Nu. A fost invitat și peste lanț. 20 de ani. N-aveam lanț și mai eu. Nu, cei în vârstă de peste 20 de ani. Nu v-au invitat pentru că voi știați exact câți ani aveți. Au trebuit să meargă doar cei care au fost fără număr. Asta e tare de tot. Bine, bine! Adevărat! Cum mai 4 ani? Fii atent. Aproape 5. Nu, da, este e precoce. Incredibil. Da, și tu și o să te citez. O să te citez acolo la Instagram, o să pun. Dacă îmi dai voie. La început formația a trebuit să subziste prin autofinanțare. Adică ei cântau, ei vi dau sculele ca să poată cânta din nou și tot așa. Asta se numește autofinanțare, da. Adică, la un moment dat, ne-a îngropat casa noastră producătoare de atunci. Care este și acum. Dar ne din s-au mai schimbat niște. Bravo. S-au schimbat directorii, mă rog. Și asta e bine. Care au decis atunci. N-au zis rău de dumneavoastră. Aia care au fost. Să fie primit. Băi, dragilor, eram noi, știam să facem de toate și ca să putem să ne plătim chiriile și telefoanele, mă rog, și ce aveam de noi de plătit și să trăim. Am început să vindem sculele pe care ni le cumpărasem înainte, cât mergeam în Suedia și cântam pe vapor. Atunci eram șmecher, câștigam mulți bani și ne permiteam să ne cumpărăm sculele. Și la un moment dat a trebuit să începem să le vindem. Și acum, da. Le-am vândut. Dar nu mai vindem scule. Da. Acum nu mai vindem scule. Dar intermediați. Imobiliari. Le-am vândut, dar ne-am cumpărat altele. Imediat. Dacă... dar n-am vândut chiar tot. Nu, mi-am imaginat că ați mai ținut și pentru voi. Că restul adică s-au furat. Adică de tobe, da, au fost și carele ars. Adică, știi ce zic? Da, ăștia de la Iris, dacă mai ții minte, mai când le-au ars au fost atunci și au plâns pe la televiziune asta. Uite, eu n-aș fi făcut chestia asta, ți-o spun sincer. Noi am ajutat toți atunci. Păi știu, e ok să ajuți, dar mi s-a părut că au plâns prea tare atunci. Da, mă, dar gândește-te că Miculescu a trebuit să dea șpagă o sticlă de vodcă să intre la concertul lui, mă. Adică, serios. Știi faza? Nu. Vine Miculescu la primul lui concert, Iris, și el era vocalistul, dacă înțelegi ce vreau să spun. Și băia de la poartă, dumneavoastră. Păi, sunt băiatul cu băieți. Vezi, bă, de treaba ta, pleacă de aici. Sunt, mă, cumpărat o sticlă de vodcă, să rămână acolo. Tot eu sunt băiatul cu... ia sticla asta de vodcă și lasă-mă și pe mine să mă duc pe scenă, că am o treabă. Așa a ajuns Miculescu pe scenă.
Bună, care cântă acum și a început cariera lui, da. Care cântă acum cu Filipisima, a cărei zi de naștere este astăzi. Salutări cu drag și dor. Și, da. Și de la noi. Chiar și de la noi. Și de la noi, la mulți ani, doamnă. Lucrurile vi v-au mers dintr-una într-alta sau ați avut și hopuri? De pentru cine că are fost... hopuri? Mai, mă. Toată lumea are hopuri. Am avut o grămadă de hopuri, dar puse în balanță cu cele bune. Cele rele au atârnat mai puțin decât cele bune, așa că, uite, după 20 de ani, cu multe bune. La un moment dat a fost cineva care, fără să anunțe restul trupei, a trimis niște piese undeva, de exemplu Cerul. El este! El este! El este! Da, eu sunt. Ce-ai făcut? Și spune ce tot. Trebuia să fac, adică... What had to be done. Da, what had to be done. A man has to do what a man has to do. Da. Ideea este așa, eu am crezut foarte mult în chestia asta, în formația noastră și Cerul era o piesă care, adică noi când am compus-o, noi, îți dai seama, noi, am compus-o și eu când am auzit-o și cu versuri și cu a venit Bodor, câte versuri, nu știu ce, mi s-a făcut pielea găină. Și atunci, deși era un trend așa că, bă, dacă ești formație de rock, nu te duci la festivalul, frate. Te duci pe scene, te duci în turnee, dar nu la festivaluri. Paranteză, Cerul a fost votată drept una dintre cele mai bune 15 piese ever scrise written în această țară. Da. Așa. Fac o mică paranteză, iartă-mă, Dragoș. După ce am scos cânte cu Cerul, noi l-am prezentat casei noastre producătoare de atunci, că de-aia ne-am îngropat. Da, că se schimbaseră directorii și... Și mă întoarce să știi ce zic, că să zicem de bine. Și s-a întâmplat că atunci să primim răspunsul neașteptat. Această piesă nu e ok. E o piesă drăguță, așa a spus. Este o piesă drăguță. Când Biugi cântă după blocuri gri și că suntem noi care și paraziții sunt la putere și așa, nu poți să vii cu aș culege în palmă o stea să te am pe tine. Nu poți să vii cu textul ăsta. Că nu prea e în regulă. Eu m-am gândit atunci... Vremurile s-a schimbat, mi s-a spus. Da. Asta mi se spune și mie tot timpul. M-am săturat. Vremurile s-a schimbat. Eu m-am gândit atunci să... Și eu și Dragoș să-i dăm o replică persoane respective, să-i spunem că și în 2500, dacă un băiat vrea să cucerească o fată, îi va spune, până nu va cuceri. Poate după aia nu știm ce se întâmplă, dar până o cucerește, bă, deci e luna de pe cer. Întotdeauna se va întâmpla asta. Oricum și în 2500 și în 2800. Mai des decât dacă îi spune, iubito, după blocurile, majoritatea se mai înalte la... Și dar fost poate fi interesată de arhitectură și să cadă, da. Dar poate să nu. Deci ăsta a fost ca un copil născut, declarat mort la naștere. Incredibil. Chiar pe bune, așa a fost. Dragoș a crezut în el mai mult decât mine, recunosc, sau decât restul trupei. Și a încercat-o. A încercat-o, nene, până a ieșit. Prima oară cu Mamaia. La Mamaia prima dată ne-am calificat. Acolo a fost o chestie așa, un întreg scandal pe... Adică mediatic, nemediatic, oamenii spuneau că ar trebui să ne scoată din concurs pentru că noi mai cântasem piesa la Calatis înainte de festival și nu era voie. Dar ne-a ajutat chestia asta și după ce am văzut că ne-a ajutat chestia asta, am trimis-o și când a fost Cerul. Mie mi-a plăcut foarte, adică eu apucasem să mă duc în 96, am fost cu Joey de Alvare, foarte prieten, și am fost acolo când a venit Iglesias, când au fost toți mari artiști, Zucchero și așa mai departe, și îmi doream foarte mult să ajung acolo, indiferent de ce ar fi spus colegii mei. Și atunci am zis, hai mă, că oricum e interesant. Dacă când vrei să știi o chestie pe care n-am mai... Gândești ca Bitman în 94, așa. Da, o chestie care n-am nu, mai dar noi am fost de acord. Noi am fost de acord. Noi ne-am înțeles de la început, așa cum ne înțelegem și acum. Chiar dacă Dragoș a luat o decizie, ceilalți au înțeles de ce a luat decizia. Da. Tu ai să zici ceva, Dragoș, iartă. Am să spun că nu e o chestie care n-am spus-o nimănui, dar eu piesa asta n-am vorbit cu cineva, un prieten de-al meu din Los Angeles, care lucrează la Valoni, o firmă care face procesoare, de, are studiu. Uh-huh. E un român, nu știu, așa? Și am întrebat, băi, vreau și eu, gândindu-mă că e ca la noi, știi? Adică la noi, când ai un studio, te știi cu... Normal, Ina, cu toată lumea normal. Care cântă și nu contează la ce nivel, te cam cunoști cu ei. Și mai ales când gașca noastră. Și am zis, bă, uite, noi am vrea să-i trimitem piesa asta, pentru că cred că este o piesă foarte bună, lui Celine Dion. Să o cânte ea, să o orchestreze, să o facă. Ea oricum primește foarte multe piese. Multe dintre hiturile ei sunt piese sunt cover-uri, da? Și el mi-a zis, băi, Dragoș, e foarte mișto ce spui tu, numai că nu se poate. Și am zis, de ce?
Pentru că la nivelul la care sunt ei acolo, este un cerc închis, unde nu ai cum să pătrunzi. Adică îți dai seama că sunt foarte mulți care trimit piese. O să vă povestesc că nu e chiar așa, că... Mă rog, nu e chiar așa. Da, mă rog. Ce se întâmplă pe 14 mai? Mai bine să ne gândim. Circul de stat? Pe 14 martie, acum câteva zile, ne-am sărbătorit împreună cu prietenii la Aristocrat. După care am hotărât acolo să anunțăm că pe 14 mai vom avea spectacolul pentru toți prietenii din toată țara, la Circul de stat. Deci, pentru că sunt 20 de ani de balade pentru tine. Așa se și numește spectacolul, 20 de ani de balade pentru tine. La ce oră să fim acolo? Începem cu ora 7, se deschid 19. Mi-am imaginat că nu vă treziți la 4 dimineața, nu picați din pat. Și este un spectacol produs de Aurel Mitran, care este un prieten al nostru foarte vechi. Și al de-al tău. Și al nostru, și al cui nu e. Și pe care îl salutăm dacă se uite ele la ea și acum m-a sunat. Cu corifei, nu știu cu cine au. Nu, corifei au plecat, dar el a rămas. Toți patru? Au rămas trei, că nu știu ce s-a întâmplat. Da, da. Stimați spectatorii, o să cântăm Visele care nu dorm, mă gândesc. Pentru că ar fi un bun prilej de a sugera colegilor noștri că nu ne-au dat de băut, dar ce legătură are? Ba da, mă, cum am dat. Nimic, bă, am dat nimic. Telefon, bă, n-asta, cadou de 1 martie, nimic. De două noroc ați venit cu, înțelege, ar trebui. Noroc ați venit cu piesă bună să mai compensăm. Proconsul, 20 de ani, la mulți ani.